Șeful statului pe bicicletă spre Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis, a alăturat campaniei Vinerea Verde, inițiată de Ministerul Mediului și a ales să vină cu bicicleta la serviciu. Mersul pe bicicletă este o alternativă excelentă. Cred că între timp toată lumea știe, mersul pe bicicletă este foarte sănătos. Te miști mult mai ușor în trafic și în realitate ajunge aproape la fel de repede la serviciu ca și cu mașina personală. Iar un pic de ploaie încă nu a dăunat nimănui, deci chiar și pe o vreme de asta se poate merge perfect cu bicicleta. Șeful statului a încurajat pe români să-i urmeze exemplul pentru a reduce traficul auto și poluarea. Încercați să lăsați mașina personală acasă, veniți pe jos cu bicicleta sau cu transportul public. Merită, fiindcă astfel vom reduce poluarea în orașele noastre și întreaga mișcare în oraș va fi mai relaxată și mai plăcută. Ne mai vorbind de beneficiile pentru sănătatea fiecăruia când ne mișcăm un pic. Campania Vinerea Verde a fost lansată în prima parte a lunii martie de către Ministerul Mediului, cu scopul de a reduce poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale prin încurajarea transportului alternativ.